Dacă ați întreba mai mulți jucători de Minecraft care este cel mai enervant lucru din acest joc, pun pariu că mulți ați spune de mobi. Ei bine, în acest episod vom discuta despre o modalitate simplă și utilă de a scăpa de mobii ce încearcă să vă intre în casă. Salutare lume și bine v-am găsit la al doilea episod din Minecraft România Tutoriale. Astăzi vom discuta despre nisipul mișcător. Bineînțeles, nu este ceva ce se regăsește în natură, este o capcană. Mai întâi o să vă arăt în ce constă această capcană. Am făcut circuitul ca să înțelegeți și voi. În primul rând se bazează pe faptul că această torță, când cineva calcă pe aceste pressure plate-uri, se activează redstone-ul. Și când se activează redstone-ul, această torță se stinge și în partea cealaltă la fel, dezactivând întregul sistem. Acolo jos am făcut o groapă și am pus pânză de păianjen. Ce mai trebuie să fac este să pun nisip. Și acum mobul vine pe aici. În primul rând, nu am acoperit. Acolo am acoperit, vă pot arăta acolo ceva ce chiar în cazul în care mob intră, chiar o să cadă în acea capcană. Deci aici, pur și simplu, calci, cazi nisipul mișcător. Poți să iescăți pe creativ și nu mai puteți să-l spargeți după ce se duce, pentru că el este în cădere, nu mai este un bloc, este o entitate. Pentru că de asta cade, pentru că se transformă într-o entitate. Deci, mă rog, hai să nu facem așa ca să... Deci, așa... Hai să lăsăm așa... Aici trebuie să punem și aici nisip. Ok, deci hai să intrăm, să punem nisip. Ok, acum ne trecem pe game mode și spunem un zombie. Ah, sunt pe piscul, da. Ce scuze. E, veniți aici. Veniți o dată aici. Trebuie să vină unul. Hai, bine. Și el cade în nisip, în mișcător. Spune mai mult. Și toți cad în nisip. Ocolesc. Vedeți că pot să și iasă, dar cei care intră... Sigur o să cadă. Cei care trec pe aici, sigur o să cadă. Acum, puteți vedea că aceștia se... afundă nisip. Deja s-au afundat, nu se mai vede. Să mai încercăm. Să mai punem nisip mai întâi. Și mai spunem niște mod. Haideți! Spuneți-le și... cadă. Și ăștia care și-au dat seama... Ăștia care și-au dat seama... Vezi, se afundă nisip. Ăștia care și-au dat seama o să folească, că nu sunt chiar așa de proști. Deci cam asta a fost. Este că pe server ar fi chiar foarte folositor asta. Când mobi intră în casa voastră, zicem că aici este casa. Haideți aici. Zicem că aici este casa. După ușile astea este casa și aici este intrarea. Când mobul vrea să intre, cade nisip. Și am făcut aceste manete ca în cazul în care nu cade și rămâne prins deasupra pistoanelor, să trageți apa efectiv după ei. Deci mai încercăm. Să vedem.
cum se afundă nisip. Ui, mai pune iar nisip. Se afundă și pe nisip. Și tot o să rămână vii, doar că o să rămână acolo, nu o să se mai poate nici mișca. La un moment dat, nisipul ăsta o să dispară. O să mă altul deasupra. Să vedeți că după ce dispare nisipul ăia, o să fie tot acolo. Vedeți, sunt toți acolo. Deci cam asta ar fi, v-am arătat și în ce constă. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Sper că v-a fost de folos. Data viitoare sper să știți cum să țineți mobii în afara casei voastre. Și pentru mai multe videoclipuri și tutorialuri de gaming pe placul dumneavoastră, nu uitați să dați like și subscribe la canalul meu. La revedere!